Cake-uri pro-vegane și noi le-am denumit Liviani. Pentru plat avem nevoie de nuci de migdal, semințe de floarea soarelui, curmale și carob. Următoarea etapă este crema. Aici ingredientul principal e caju. Aceste cupcake-uri sunt printre cele în jur de 15 feluri de desert care pot fi comandate online pe site-ul primei cofetării cu produse ro-vegane. Rețetele le iau din cap, unele mă inspir de la oameni din străinătate. Ideea de a deschide un site cu produse care se gătesc fără coacere din ingrediente vegetale aparține acestor doi tineri din capitală, care ei înșiși duc un mod sănătos de viață. Eu trăiesc într-așa un stil de viață, stând odată într-o cafenea ro-vegană în străinătate. Mi-a venit ideea de ce la noi în țară nu e așa ceva. Prin ce se deosebesc dulciurile ro-vegane de cele pe care le găsim în comerț? Pe lângă aceea că e foarte gustos ce aici pregătim, este și sănătos. Folosim doar produse de origine vegetală, nu folosim zahăr, sare și alte chimicate, euri și toate chestiile astea chimice. Totul 100% natural. Totuși, dacă vă numărați printre cei care aud pentru prima dată de mâncarea ro-vegană, Ion vine cu o definiție simplă. Ro-vegan presupune mâncare de origine vegetală fără foc, ca o mâncare vie, pentru că noi putem să mâncăm un măr, de exemplu, crud, el stă în stomac 15 minute, un măr copt stă 4 ore. Comanda se face simplu prin telefon, așa că nu lipsesc nici micile incidente. Am avut așa cazuri că au comandat, noi am făcut producția, dar când am sunat să o livrăm, nu lua nimeni receptorul și am fost nevoit să mâncăm toate torturile și bombanele noi. Livrarea se face chiar de tineri, direct, unde aveți nevoie. Îmi place să duc un mod de viață foarte sănătos, să mănânc ceva sănătos care este benefic corpului nostru. Și copiilor le place și așteaptă cu nerăbdare să vină Ionel să ne le aducă. Cofetăria online a fost deschisă acum câteva luni, iar deocamdată oamenii nu se prea înghesuie la cumpărături. Pot să vă spun că cunosc două persoane care sunt ro-vegani, dar vreau să spun că nu sunt interzise și la cei care mănânc carne, dulciurile noastre. Majoritatea produselor sunt importate, deci de aia prețurile sunt destul de mărgele. Ro-vegan sunt două cuvinte din engleză. Ro înseamnă crud, iar vegan a nu folosi animalele în alimentație, îmbrăcăminte sau distracție.